Suntem duminică dimineața când continuăm ciclul de mesaje despre păcatele care distrug familia, care ne distrug familiile. Și în această dimineață vom vorbi despre un potențial pericol pentru familia noastră și vom vorbi în această zi despre cum ne poate distruge media familiile, cum ne poate influența media familiile. De aceea, pentru aceasta vreau să recurg la Cuvântul lui Dumnezeu pentru început din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și versetul 19. Deci prima referință de la pagina 1116, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și versetul 19. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? A doua referință, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Pagina 1120, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Eu spun parafrazat, fie că mâncați, fie că beți, fie că navigați pe internet, să faceți asta spre slava Domnului. Fie că postați o poză, să faceți asta spre slava Domnului. Fie că scrieți un coment, să fie asta spre slava Domnului. Fie că dați un like, să faceți asta spre slava Domnului. Fie că vedeți un film, fie că stați pe internet, să faceți asta spre slava Domnului. Și în final, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22, pagina 1161. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Voi vii să reocupați locurile. Dragii mei, înaintea dumneavoastră stă în primul rând un părinte și aș vrea să fie un mesaj izvorât din inima unui părinte care înțelege situația aceasta. Apoi, ca și slujitor cu responsabilitatea de a informa biserica despre acest pericol, cred că după acest mesaj mi se va lua o piatră de pe umeri, în sensul că responsabilitatea aceasta nu va cădea doar pe mine, ci o vom împărți între noi părinții, legat de pericolul care ne paște familiile. Vreau să împărtășesc aceste gânduri dintr-un subiect care cu câțiva ani în urmă poate nu și-avea locul pentru că nu reprezenta media o problemă pentru noi. Mă adresez în primul rând părinților. Copiii sunt la școală duminicală majoritatea. Trăim într-o lume în care am ajuns aproape imposibil de trăit fără a fi conectați la media. În Irlanda, din 1,6 milion locuințe, câte sunt și câte se vor mai construi până acum, 1,6 milion locuințe, 1,3 milioane au computer în ele, în casă. Dintre care 1,05 sunt conectate la broadband, cea mai rapidă conexie la internet. Nu știu dacă tinerii și adolescenți au auzit de conexia la internet dial-up connection. Atunci când au prima dată tangență cu internetul, în urmă cu 15 ani în urmă, poate mai puțin, era tipul acesta de conexie. Dial-up connection. Era ca și cum, dacă celălalt nu a prins vremurile acelea, trebuia să suni, ca și cum se auzea că sună și connecting și tot se încărca liniile acelea și nu
Era situația în care nu te puteai conecta. Era very slow. Era un lux să ai 3-4 ferestre deschise în același timp. Dragii mei, asta a fost cu puțin timp în urmă. Nu mi-am putut atunci imagina vreodată că se va ajunge să ai conexie la un click. Nu a reușit să apeși pe click, pe mouse și deja ai conexia făcută. Până în secolul XIX, anii 1850, cea mai mare viteză cu care se mișcau lucrurile, și spuneam asta într-un mesaj, era viteza calului. Comunicarea depindea de viteza calului. Era cea mai mare viteză. Nu vreau să rămân mult la astea. Sunt multe lucruri care le-am împărtășit cu dumneavoastră, poate aici, în biserică sau în tabăra bărbaților. Îmi cer scuze pentru cei care le vor repeta din nou. Am încercat să le pun împreună și să aduc poate lucruri noi pentru dumneavoastră, mai relevante. Dar vreau să spun, viteza la care noi, cu care noi comunicăm astăzi este de neimaginat. Copiii la școală sunt dependenți de internet pentru că resursele pentru a-și realiza proiectele de la școală trebuie să le ia de pe internet. Copilul nostru cel mai mare, Joshua, primul an la secondary school, am fost foarte mirat când am aflat că are nevoie de tabletă la școală. A trebuit să cedez tableta după care predicam, acum am foi. Nu-ți poți lua bilet de avion dacă nu ai un e-mail. Nu poți să fii contactat dacă nu răspunzi la telefon sau e-mail. Singur care vin la tine numai garda dacă nu răspunzi la... Toți ceilalți așteaptă. Dacă nu ai dat un semn, în media înseamnă că s-a întâmplat ceva foarte rău cu tine. Parcă nu ne putem crește copii fără Xbox-uri și YouTube-ul a ajuns unul dintre cei mai populari babysitter care îi avem. Dragii mei, cu toate acestea, media, din punct de vedere spiritual, este amorală. Nu-i nici rău, nici bine. E ca și tipografia. Tipografia folosită în scopuri bune ne-a dat ce avem noi aici, Biblia, în formatul acesta. A fost din cauza acestei descoperiri a tipografiei. Noi avem Biblia pentru că există tipografia. În același timp, tipografia folosită pentru a printa resurse murdare care distrug viețile oamenilor. Media reprezintă un mare pericol și există un mare potențial de a face rău familiilor. Pentru că a ajuns să nu mai fie controlată de oameni, ci să controleze oameni. Media ne spune, și în special ideea de publicitate, ne spune cum să ne îmbrăcăm, ce să cumpărăm. Ei ne spun de ce avem nevoie în casă. Ei știu mai bine decât noi de ce avem nevoie. Ne influențează în felul în care ne îmbrăcăm, felul în care mâncăm, felul în care ne petrecem acelea 8 ore, dacă ar fi ziua împărțită între ziua, între segmentul de 8 ore de somn, 8 ore de muncă, și toată bătălia acum se dă pentru aceste 8 ore libere. 30% dintre adolescenți li se oferă droguri în high school și middle school. 32% încearcă să atingă sau să consume prima gură de alcool la vârsta de 13 ani, până la vârsta de 13 ani. 4 milioane de tineri se infectează anual din cauza relațiilor premaritale. 6% dintre studenți poartă arme albe sau de foc cu ei la școală, pistol sau arme albe, cuțit sau lucruri de genul acesta. În fiecare săptămână, în Statele Unite, 3.000 de tineri sunt puși în fața unui divorț din partea părinților. Și acum, uitându-ne la aceste statistici, nu vreau să vă încarc cu ele, ne întrebăm ce perspective sunt pentru copiii noștri. Pentru că va fi o vreme în care vom lăsa singur. Oare unde se duce lumea aceasta? Unul din trei adolescenți în Statele Unite rămâne însărcinată până la vârsta de 19 ani. 80 până la 100 de copii și încep fumatul în fiecare zi.
încep să consume alcool la 11 ani, băieții, fetele la 13 ani. Media de vârstă în care au tangență cu site-urile murdare este de 9 ani. 3 sferturi din acești copii care ajung pe site-urile acestea murdare ajung din neglijența noastră. 75%, dacă vreți, e din cauza noastră. Noi suntem responsabili pentru asta. În Anglia, de exemplu, internetul, 12% copii cu vârste între 8 și 11 ani au acces la internet în dormitorul lor. 31% dintre copii cu vârste între 12 și 15 ani au acces la internet în dormitor. Televizorul în multe case reprezintă mobilierul central din living. Am fost șocant când am vizitat anumite situații, familii în care, cu toate că mă obăseam să vorbesc, să le explic, să duc aluzii la televizor, nu s-au prins să-l stingă. Și mie mi-a fost greu să mă uit la ei, să mă uit la televizor, nu știam ce să... Nu am probleme cu cei care l-au, dar dacă consideră cineva că de când l-are, a crescut din punct de vedere spiritual, să-și mai ia unul. Dacă nu, să îl scoată la vânzare. În anul 1950, să vedeți de unde venim și unde ne îndreptăm. În anul 1950, doar 10% dintre americani aveau televizor. 10 ani mai târziu, în anul 1960, 90% dintre ei deja aveau televizor. Doar la 10 ani mai târziu. Azi știți cât, ce procent de oameni au televizor în casă? 99. Probabil jucul în 9. Oameni care au televizor în casă. Probabil pocăiți au cel mai puțin televizor în casă. Și asta e un lucru foarte bun. Copiii stau în medie de 4 ore pe zi la televizor și internet. Asta e statistici. Am citit multe, unele diferă între ele, dar am luat-o asta că e cea mai optimistă. Numai 4 ore pe zi la internet și televizor. Adică în fața ecranului, nu contează care este acesta. Asta înseamnă 2 luni pe an. Sau dintr-o viață de 65 de ani, 9 ani stai în fața ecranului. Internetul este folosit de copii între 8 și 11 ani mai mult, cel mai mult folosesc copiii internetul pentru jocurile online. Se spune, asta e un lucru care m-a șocat, o statistică recentă, până la 10% dintre cei care folosesc internetul nu își pot controla timpul alocat pe internet. Deci, până la 10% dintre cei care au internet, internetul îi controlează și internetul le spune cât să stea conectat sau nu. La televizor sunt statistici îngrozitoare, deși există o tendință de a renunța la televizor pentru internet și așa mai departe. Le-am lăsat acolo scrise pentru dumneavoastră, doar să le citiți, nu vreau să rămân la ele. Vreau să spun că a fost o revoluție poate în jurul anilor 60, legat de televiziune și de ceea ce a produs Hollywood, de exemplu în 1933 până în 1966, producătorii de la Hollywood cenzurau producțiile lor pe baza celor 10 porunci. Asta a fost până în anul 1966. După aceea s-a premiat primul film în care Domnul Iisus a fost defăimat. A ajuns un film care să fie premiat, l-avea în centru bazocurilor pe Domnul Iisus. Lipsa de reacție a bisericii a făcut să urmeze o explozie în privința aceasta. Nașterea ilegitimă a crescut cu 420%, iar crimele cu 560% din momentul acela. Mulți numesc perioada aceea revoluția sexuală. Facebook-ul e un subiect care foarte rar se vorbește despre el, deși foarte consumat fenomenul acesta. Chiar resurse în domeniul acesta sunt foarte puține. Vreau să spun asta valabil și pentru copii și adulți. Un lucru care vreau să fie ca informare pentru biserică și biserica decide ce face. Femeile sunt mai active decât bărbații pe Facebook.
Femeile verifică în medie de 81 de minute pe zi, iar bărbații 64 de minute pe zi, atât stau bărbații. Bărbații o oră, femeile până la oră jumate. Și acum vă rog să fiți atenți. Cei cu educație mai puțină și cu venituri mai mici folosesc cel mai mult Facebook-ul. Cei care folosesc Facebook-ul sunt mai puțin împliniți și mai mult nemulțumiți de viața lor personală. Ei bine, dragii mei, dragi părinți, cum ne afectează toate lucrurile acestea? Ce efecte au acestea asupra copiilor și asupra noastră ca părinți? Vreau să vorbesc în prima parte despre cum ne afectează pe părinți și apoi cum ne afectează pe noi, ca tați, ca mame, ca soți, ca părinți. Și acum, legat de copii, în primul rând le afectează capacitatea lor de concentrare. Copiii lăsați în fața monitorului, nu contează ce fel ar fi acela, în fața televizorului și nu contează ce văd acolo. Efectul diferă, bineînțeles că efectul negativ poate fi mai mare în comparație cu a privi la o muzică liniștită, simfonică, sau a vedea jocuri online violente, de exemplu. Bineînțeles că impactul e diferit, dar și una și alta afectează simpla prezență în fața unui monitor. Le afectează capacitatea lor de concentrare. Ei acum, în tot ce fac, sunt puțin conectați. Ei pot să se vorbească la telefon și să scrie mesaj în e-mail același, sau pot face mai multe lucruri în același timp. Ei nu se concentrează pe un lucru și să stea foarte concentrat. Ei pot asculta ce spune părinții, ce spune mama, ascultă radio, fac temele, în același timp le poate face pe tot. Pentru că sunt formați de media aceasta în care ei după 7 minute aproximativ, ei trebuie să ia pauză, ca așa e la televizor. După câteva minute trebuie să intre reclamă. Ei nu pot să stea concentrat, să citească câteva pagini mai mult dintr-o carte, e aproape imposibil. Trebuie să ia pauză, trebuie să facă altceva, ei nu pot, așa au fost formați de presiunea aceasta mediatică. Timpul acela care stai la televizor sau la internet nu face altceva decât să te pregătească pentru reclama care urmează. Că de fapt asta e cel mai important din ceea ce se... Pentru că scopul este să vândă. Tot ce se produce are scopul acesta să-l facă pe om să cumpere ceea ce se oferă. Studiile spun, și am spus asta odată biserică, că o oră petrecută în fața unui ecran la un copil până la 3 ani îi afectează cu 10% capacitatea de concentrare la vârsta de 7 ani. Dacă îți lași copilul până la 3 ani, o oră pe zi, de exemplu, în fața unui televizor sau unui ecran de computer, capacitatea de concentrare la 7 ani va fi diminuată cu 10%. Dacă lași 2 ore, va fi diminuată cu 20%. Că efectul nu e imediat. Și ne mirăm de ce copiii nu mai pot să... Spunea cineva, un părinte, copilul stă cu creionul și aproape găurește masa, birou, și se uită pe geam, parcă e pierdut, adânc, și nu mai se pot concentra. Nu mai pot să-i cer să facă un lucru și să stea concentrat pe el. Suntem abuzați din creierul nostru a fost abuzat din punct de vedere a informațiilor. Atâtea informații încât nu mai avem resurse. Fiecare informație care o primim trebuie analizată, procesată și pusă acolo într-un sertar, stocată. Atâtea primim încât creierul nu mai poate face față. Se spune că avem un volum de informații în care trăim 31 de ore pe zi. Atât de condensată viață trăim. Suntem prea solicitați, creierul nu mai poate face față la aceste informații, de aceea le tratează superficial. Când stăm în fața televizorului, intervine efectul acela hipnotic. Aproape că ești într-o stare de aceea de tranșă, de relaxare, în care te simți bine. Nu contează, nu vorbesc aici despre ce vezi la televizor. Asta e o altă discuție de asemenea importantă. Dar se spune că undele alfa produc starea aceea de somnolență, o stare așa de bine, o stare care o ai înainte de a adormi, o stare așa de relax. Starea aceea aproape de
himnoză. Și totdeauna ne place să stăm la televizor sau să urmărim ceva video, nu contează neapărat ce. Eu nu spun că neapărat informații rele sau lucruri rele sau lucruri care te pot afecta. Dar îți produce o stare, creierul primește sau elimină substanța aceea dopamină în cantități mai mici, ce-i drept, dar îți produce starea aceea de bine. Uneori îți vine să stai în fața unui ecran, nu neapărat că urmărești sau cauți ceva, ci știi că atunci când stai acolo ai sentimentul acela de relaxare. Acum, pentru adulți care spun, ok, eu vreau doar să urmăresc știrile, să mă uit numai la știrile din sport sau din politică sau din ce se întâmplă în viața cotidiană a oamenilor. Ce-i rău să ne uităm la știri? Unii sunt foarte preocupați numai de știri. Spune, eu nu mă uit niciodată la lucruri murdare, eu mă uit numai la știri și la sport. Ce se întâmplă? Dragii mei, la fel, primim un volum atât de mare de informații și sunt canale, de exemplu, dedicate numai știrilor. Înainte erau știri din când în când, la anumite ore din zi. Acum le avem non-stop, sunt canale consacrate numai pentru asta. Atât de mare volum de știri primim, încât, și imaginați-vă mintea noastră, violul fetei din Vaslui, greva din Franța, cutremurul din India, emigranții din traseul emigranților, nu știm unde au ajuns, unde au mers. Declarația lui Ponta, reacția lui Dragnea, ce spune opoziția, ce spun politicieni. Și toate acestea informații vin multe și pentru că suntem în fața computerului, ne produce starea aceea de bine. Noi chiar dacă, vă rog să urmăriți asta, chiar dacă noi, toate știrile ar fi numai despre cutremure, calamități, nenorociri, tu totuși ai sentimentul și starea aceea de bine. Creierul se simte chiar relaxat în momentul ăla. Chiar dacă un pic ești poate traumatizat și așa, dar imediat îți trece. Și ai sentimentul acela de împlinire. Chiar dacă și știrile care le urmăresc sunt groasnice. Creierul are o nevoie continuă, o solicitare de nou și schimbare. El asta vrea. Dacă ar fi știrile tot aceleași știri la fiecare oră, n-ai mai căuta știri. De tot timpul vrea știri noi, și vrea schimbare. Știri din altă zonă, pentru că așa mintea, creierul așa a fost obișnuit. Să primească niște dorințe care le are creierul, să primească nou și schimbare. Și stimularea aceea care să-l țină tot timpul așa. Și creierul va, tot timpul îți va cere lucrul acela să-l ții la nivelul acela de intensitate. Merge până acolo încât se spun specialiștii că creierul nostru, cantitatea cenușie și albă, poate fi diminuată, adică se micește, din cauza statului la internet sau la televizor. Ce înseamnă asta? Nu știu, că suntem mai fără minte sau că... Cert un lucru, are efecte asupra noastră, asupra creierul nostru. În al doilea rând, există acest efect... lipsa de motivare. Media ne afectează în privința aceasta, ne ia motivarea. Media lovește, dacă vreți, partea aceasta frontală a creierului. În tabăra am vorbit mai mult, tabăra bărbaților, despre cum ne-a afectat creierul, partea aceea sentimentală a creierului, care e responsabilă de sentimente, de exprimarea ceea ce simțim, și partea aceea de rațiune, care e cea mai afectată. E abuzată partea sentimentală și partea aceasta mai frontală, care e responsabilă cu calculele, cu judecățile, cu deciziile, cu acțiunile, cu planificările, cu deciziile mari, cu calculele, care îți calculează taxele, partea asta din față. Asta e cel mai lovită de media. Deci e abuzată partea sentimentală și asta e neglijată. Sau blocată, dacă vreți. Și lipsește atenția. Uitați-vă la copiii noștri. Nu se pot concentra la un lucru, cum am amintit mai înainte. Se uită la tine, parcă se uită prin tine, nu mai reacționează, îi faci semn, unde ești. Parcă privirea aceea în gol, care pentru el e foarte mult să stea, să se concentreze, să citească sau scrie o pagină întreagă. Începe un lucru, poate și nu mai știe de ce l-a început. E lipsa de atenție. Apoi lipsa de motivare, și la asta vreau să insist mai mult. Poate motivarea ne face pe noi diferiți de animale. La un animal nu-i poți explica că o să răsplătești
când îți vine salarul. Și zici, dacă îi asculți, dacă ești cu minte, când primești bani, o să mânci până nu mai poți. Nu poți să explici asta, dar la un poți. Și asta e diferența între noi și una între ele, între noi și animale, motivarea. La animal, dacă nu răspătești, nu face. Trebuie să-i răspăși imediat, trebuie să-i dai răspata. Omul nu e așa. Dar media ne împinge până acolo încât ne diminuează motivarea aceea. Uitați-vă la copiii noștri astăzi. Dacă nu îl motivezi și nu îi poți spune, ok, când o să iau salarul, trebuie să-i arăți 20 de ori, uite, dacă mergi, ți-i dau acum. Sau dacă asculți, când vin apoi, mergem la shop. El vrea să spună că acum, astăzi, ne urcăm în mașină și plecăm. El nu poți să-i spui că... Și de aici și ideea asta, cum să creadă tinerii de astăzi că merită să te păstrezi până la căsătorie? Well, ce e asta? Ei nu mai au motivare de a lupta pentru lucrurile bune. Ei vor să primească imediat răspătire. De aceea, copiii lor, le greu să... Pentru ei școala e un chin. Cum să mai stea un an în școală când ar putea fi un an în care intră și el în rândul celorlalți? Să mai stai 4 ani? Nu face sens. Ei vor imediat acum să simte că au un efect, un rost în viață. Trăiesc acum și au și ei ceva. Le spui că merită să aștepți până la căsătorie și... Sau merită pentru slujirea curată înainte Domnului. Merită să te păstrezi curată înainte Domnului. Și de aceea sunt mai înceți și fără motivație în acțiune. Ei aleg întotdeauna, dacă pot, aleg efectul imediat. Apoi, suntem afectați fizic, nu vreau să rămân la asta, mulți dintre ei, până la 90% sau peste, ar prefera să stea închiși în casă cu un computer decât să iasă să se joace afară. Dacă îi pui să aleagă, majoritatea aleg să stea în casă. Am ajuns până acolo când mănâncă în fața computerului, după un timp petrecut, acum se simt obosiți, ei vor la culcare, deci n-au făcut nimic toată ziua. Suntem afectați psihic sau media afectează foarte mult psihic copiii noștri. Dragii mei, primesc la mărturisire situații în care copiii sunt afectați de filmele care le văd. Asta e partea cea mai greu, să mergi să dai seama de ce are și aude noaptea și vede noaptea și nu poate dormi și are nevoie de becul aprins noaptea. Pentru că sunt scene, sunt imagini, sunt filme horror de groază care îi urmăresc și care amprentează psihicul lor. Noi totdeauna, de cele mai multe ori, punem în seama duhurilor și că fiind o posesie demonică. Or fi ele, dar au fost acceptate de bunăvoie de părinți sau de copii. Muzica care o ascultă afectează foarte mult. Ritmurile are scopul acela uneori de a induce anumită stare omului. S-a descoperit recent că muzica aceea hard rock, a fost o plantă a fost nevoită, supusă la acest test, să asculte muzica aceasta, hard rock, și spune că unele au murit, iar altele s-au întors cu fața. Vă dați seama, ascultăm muzică înainte de culcare. Înainte de culcare, ultima imagine e cea de pe internet sau de pe Facebook. Ne trezim dimineața, se spune că jumătate din utilizatorul ai Facebook, ei dimineața, primul lucru, imaginați, înainte de a vedea fața soției sau a soțului, ei accesează și văd Facebook. Dacă n-au mai primit un mesaj sau dacă... Vă dați seama unde am ajuns. Și mai ales la copii, dragii mei, în perioada de primii ani, primii 2 ani, creierul se triplează. Până la 2 ani... Are greutatea, un copil la naștere are 333, aproape de grame, creierul. Masa aceea foarte importantă. La vârsta de 2 ani, creierul ajunge la 999 de grame, adică aproape că se triplează. Dragii mei, s-a făcut un studiu recent pe niște tineri de 22 de ani. De ce au fost luat la 22 de ani, vă explic imediat. Oameni care tineri care nu au avut tangență cu videourile online până atunci și au fost supus la un studiu. A trebuit să se joace 6 ore pe săptămână videouri online games. După 6 ore li s-a testat din nou structura creierului și s-a constatat că a fost foarte afectată. După 6 ore pe săptămână.
a fost luat la 22 de ani, pentru că se consideră că până la 21 de ani încă creierul s-a format. Și s-a luat categoria aceasta, segmentul acesta, ca să nu-i afecteze, pentru că orice studiu nu are voie să afecteze subiectul. Vă dați seama, noi avem copii poate care unii consumă 6 ore de ecran pe zi. Acești studenți cu creierul deja format, după o săptămână în care poate vine o zi, o oră pe zi, au fost afectați. Dragii mei, vă spun sincer, dragi părinți, dacă vreți să vă distrugeți copiii, cea mai sigură cale e să lăsați în fața ecranelor. E mai sigură decât a-l lovi în fiecare zi cu un ciocan în cap, ușor. Îl distrugi mai sigur lăsând în fața computerului a ecranului. Sunt insensibili din punct de vedere emoțional, nu rămân asta, trec. Ei văd crime, văd violuri, văd violență. Pe ei nu mai afectează asta, sunt imuni la ceea ce văd, nu-i mai șochează nimic. Sunt afectați, sunt încărcați cu atitudini negative, critică. Majoritatea știrilor și informațiilor sunt cu această tentă și, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Totul astăzi e contagios. Absolut orice e contagios. Și lucrurile bune și lucrurile rele. De aceea, ce văd ei acolo, au absolut o influență asupra stărilor. Devin insensibili din punct de vedere spiritual. Nu mai e preocupare pentru voia lui Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu, pentru slujire. Nu mai cunosc cerințele lui Dumnezeu, ce cere Dumnezeu de la ei. Nu mai există preocuparea asta. Spunea la trecută că mulți dintre ei ajung până la un analfabetism din punct de vedere al culturii biblice. Un sondaj între studenți a spus că 12% dintre ei o consideră arca lui Noe ca fiind soția lui Noe. Ei au răspuns că 50%, jumătate dintre ei au răspuns că Sodoma și Gomora erau soț și soție. Uitați cultură biblică, cât s-au apropiat ei de Biblie, cât cunosc. Să nu mai vorbim de valul Dumnezeu. 60% dintre studenți din acest sondaj nu au putut să spună nici măcar 5 din cele 10 porunci. Ok, dacă vreți, întrebați copiii noștri acasă să vedeți cum stau ei la capitolul acesta. Le formează sau le deformează imaginea despre sine, o formare deformată despre ei, ireală. Copii care spun că sunt urâți, șocat când aud. Și întreb, cine ți-a spus că ești urâtă? Cine ți-a spus că ești urât? De unde știi asta? Ți-a spus mami? Nu. Ți-a spus părinții? Nu. Ți-a spus frații? Nu. Familia, biserica? Nu. Nu. De unde știi? Păi sunt urât în comparație cu standardul. Uite, acesta e standardul. Și au imaginea aceasta formată despre cum trebuie să arate. Fete la 8 ani preocupate de diete. La 8 ani cum să arate? Fie că au de la mama obsesia asta în casă, fie că o văd la internet sau aud de la colegile de școală. Dar nu e prea de vreme să discute adolescente, m-au spus, fetele la 8 ani. Dragii mei, uitați-vă cine ne influențează și ne modelează copiii și adolescenții. Au imagine deformată despre biserică, despre slujitorii. Nu te mai miri că copiii de astăzi te iau peste picior, te iau în glumă ca și slujitora bisericii. Nu vorbesc că părinții la fel nu-i tratează cu respect. Imaginea despre Dumnezeu este deformată. Mulți nu mai cred dacă ceea ce spune Biblia e adevărat, dacă Iisus a mai avut alte, dacă a fost căsătorit, dacă a avut copii, sunt niște un tăvăluc de informații în mintea lor încât la un moment dat nu mai știu ce să creadă. Dezvoltarea vorbirii diminuată sau afectată de media. Paradox, că se numesc rețele de socializare și tocmai asta nu fac. Ne învață copiii cum să nu comunice. El merge repede la biserică dacă e nevoie sau el nu-i supărat că nu vorbește nimeni. El stă lângă tine toată ziua. Nu întreabă, dar nici nu-i supărat dacă nu-i întreba de ceva. El e pe mut și așa rămâne, el se simte ok, pentru că știe că merge lumea lui în care poate dialoga, el poate comunica acolo. Foarte mulți dintre ei se exprimă foarte greu
Pentru că nu citesc. Nu citesc o carte. Nu vorbesc aici că nu știu limba română sau nici engleza, nu vorbesc, vorbesc în accentul acela. Nu își îmbogățesc vocabularul pentru că nu citesc, nu mă aud, vizionează filme, se joacă. Vreau să vă spun ceva. Va veni vremea în care oamenii cu partea aceasta a creierului neafectată vor fi cei mai căutați. Astăzi cei mai bine plătiți aceia care pot gândi rațional, nu se pierd, pot rezistă la provocări, iau decizii, fac analize, fac planuri. Vreau să vă spun asta. Dacă vreți, pentru copii, în paranteză, dacă îmi permiteți, merită să investim în ei în privința aceasta, pentru că pe plan profesional, meserile acestea vor fi cele mai căutate și cele mai plătite. În care oamenii își folosesc planificarea. Managerii vor fi căutați, directorii vor fi căutați și vor fi din categoria asta. De aceea, dacă ne vom păzi copiii, vom avea de câștigat pe toate planurile. Telefoanele mobile. Dacă în trecut nu ne permiteam, acum întrebarea este de la ce vârstă să aibă copiii telefoane. De la 8, 10, 11, 12 ani. Aici răspunsul îl dă fiecare în dreptul lui. Vreau să vă spun ca principiu, doar cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Copilul nostru are peste 12 ani, încă nu are telefon, nici nu a cerut. Nici noi n-am considerat că încă e nevoie să îl aibă și îl consider o mare realizare și o mare binecuvântare pentru familia noastră. Încă nu are și se simte relaxat, nu se simte complexat că ceilalți au telefoane. Decideți dumneavoastră ce faceți, de la ce vârstă le luați. Dar pentru mine e o bombă cu ceas avea un telefon, smartphone la un copil și mai ales cu acces la internet. O să spui că tu îi limitezi accesul, îl are, o să aibă pe autobuz, o să aibă în stație de bus, o să aibă instituții mari, în clădiri, o să aibă peste tot acces. Dacă ai impresia că știi ce face... Până la 90% dintre părinți nu au control la telefoanele copiilor în totalitate. În privința asta sunt mult mai deștepți decât noi. 54% dintre copii între 6 și 12 ani folosesc telefonul mobil cu acces la internet. Uitați, de la 6 ani până la 12, deja jumătate dintre copii au telefoane. În România rata este între 30 și 40%. În lume sunt 1,8 miliarde de copii care folosesc telefonul. 1 milion de copii cu vârstă sub 5 ani, ascultați-mă, sub 5 ani au deja telefon mobil. Data trecută, în mesaj care l-am avut, am spus cum să, dacă totuși considerăm că trebuie să luăm un telefon, cum să îl administrăm, cum să avem control, nu repet lucrurile acestea. Vreau să spun că telefoanele afectează foarte mult dezvoltarea copilului, îi creează dependențe, îi afectează somnul, liniștea. S-a constatat până acolo încât merge să spună specialiștii că provoacă cancer. Ok, știu că contează foarte mult cine comandă studiul. Dacă e comandat sau plătit de o companie de telefoane, studiul va ieși într-un fel. Afectează puternic vederea, creierul, dezvoltarea. Și pe lângă toate astea, afectează sufletul, care nicio statistică nu-l poate cuprinde. Cine e interesat astăzi de cât de mult afectează telefoanele, device-urile, sufletele copilor noștri? Nimeni nu pune în calcul problema asta. Dar biserica trebuie să vorbească despre asta, pentru că are efecte nocive asupra sufletului lor. Dragii mei, dacă noi le cumpărăm telefoanele, device-urile, le punem la dispoziție aceste bombe în mână, oare ne vor mulțumi copiii când vor fi mari și vă spune, tată, îți mulțumesc că ai fost un tată adevărat. De la 10 ani mi-a luat telefon. Tată, sunt mândru de ce ai făcut cu mine. Sau, tată, când toți se chinuiau, aveau niște telefoane vai și amari, cum prindeau semnalul și mici cu ecran mici, tu mi-ai luat unul de ultima generație. Tată, pentru asta am să te respect toată viața. Oare vor spune copiii noștri despre noi asta? Mami, m-ai lăsat mult pe internet. Și am învățat puțin, mamă, îs aici la slujba asta din cauza matale, sunt recunoscător.
Oare care va fi răspunsul copiilor noștri când vor avea ei copii sau vor fi ei mari, legat de felul în care tratăm noi astăzi problemele astea? Că ei nu pot, ei nu au noțiunea asta de cât ajunge. S-a făcut un experiment, o familie din Anglia și-a lăsat fetița de 6 ani în fața televizorului să vadă cât poate rezista. Să vadă dacă ei au percepția asta, să zic că e de jos. Și după 3 ore a căzut în somn și a luat-o și a dus-o în dormitor. Uite, că nu au capacitatea asta de a-și da seama ce îi afectează, cât și cât ajunge. Iată ce vremuri trăim, dragii mei. Mulți dintre ei navighează, dintre copii, navighează cu scopul de a obține senzualitate din materialele, resursele de pe internet. Mulți accesează internetul cu scopul acesta și cel mai periculos e că îl au în mână, aici unde părinții nu mai au control. Bărbați, femei, copii în special, au preocuparea asta. În Anglia s-a propus un proiect de lege ca de la vârsta de 11 ani, acum am văzut că și în România, sunt preocupați de educația sexuală în școli. Cred că nu se vor lăsa până nu vor reuși asta. De la vârstă mici sunt supuse contactul cu pornografia copiii îl au mai nou la vârsta de 11 ani. În urmă cu ceva era la 13 ani, a scăzut până la 11 ani. Cele mai multe căutări ale lor, s-am notat acolo, sunt YouTube, Google, Facebook și apoi pornografia. E șocant cu ce scop accesează copiii noștri internetul. E șocant, noi nu știm, noi nu realizăm. Trăim dincolo peretele, dar acolo e altă lume. Să avem camere vecine cu copii, dar noi nu știm ce probleme au. Legat despre această industrie murdară, am lăsat câteva statistici, nu vreau să rămân la ele, vreau să spun că scopul lor e, în primul rând, să facă profit și apoi să ne distrugă, să ne convertească ființele acestea, sufletele acestea, în niște plante care să-și consume toată viața în a cumpăra produsele lor. Dragii mei, uitați-vă la statisticile acelea, sunt statistici pe un șantion de oameni din lume. Care este realitatea în biserică? În lume se spune că 4 din 5 adolescenți au avut deja contact cu această lume murdară virtuală. 4 din 5. Acestea sunt statistici legate de lumea din jurul nostru, nu din biserică. În slide-ul următor veți vedea care este statistica în biserică. Care e diferența între cei în lume și cei în biserică? 70% dintre creștini practicanți se luptă cu acest păcat. Bărbații domină aici cel mai mult, jumate din bărbați au problema aceasta. La femei procentul este mult mai mic, la 20%. Unul din 6 tineri creștini au văzut în ultimele 3 luni un film pornografic. 47% dintre creștini văd asta ca o problemă. 57% dintre membrii unei biserici recunosc că asta e cea mai mare problemă. M-aș bucura să realizeze și biserica noastră că acesta este, dacă vreți, cel mai mare pericol pentru viitorul nostru. Este o maladie pentru secolul nostru. Nu ne putem băga cu capul sub nisip, ca struțul, și să nu recunoaștem că avem problema asta. Nu cred că există mărturisire la un tânăr să nu cuprindă asta. Ok, dacă vreți, spunem că nu e așa, negăm această realitate, dacă vreți, ne prefacem că problema asta nu a ajuns în biserica noastră și mergem mai departe și să vorbim despre trâmbițele din Apocalipsa. Problema asta e o problemă urgentă și trebuie tratată urgent în biserică. Are nevoie de tratament urgent și de suportul părinților să facem ceva. E momentul în care să ne unim toți împreună, că avem copii mici sau mari, să facem ceva. Faptul că nu știi nu înseamnă că copiii tăi nu au problema asta. Știți ce e șocant? Că aproape 30% dintre creștini care consumă aceste materiale murdare nu văd o problemă. Au raționamentul lor. Se educă în felul acesta.
cel mai mult e accesată prin telefoanele mobile. Dragii mei, vreau să vă citesc scrisoarea unui tânăr, care poate fi scrisoarea oricărui dintre noi. Peste 100 de ani, probabil, sper să nu fie așa, dar dacă oamenii nu se pocăiesc, peste 100 de ani, mulți dintre noi nu vom fi aici, adică toți, dar s-ar putea unul dintre noi să ajungă în iad, pentru că au ignorat mesajul acesta, problema aceasta. Iată scrisoarea unui tânăr creștin. Cred că e momentul să ridicăm preșul, să aprindem becul și să vorbim realitatea. Eram în clasa 5-a când am dat pentru prima dată peste o revistă cu imagini murdare. Am dorit apoi să revăd acele imagini cât și altele. Nu aveam des tangență cu pornografia, dar am început să practic și să devin dependent de masturbare. În liceu și facultate situația s-a înrăutățit când am avut acces la pornografie prin internet. Am devenit treptat dependent total de pornografie și cheltuiam timp, energie și bani pentru pornografie. Slujeam în biserică și nimeni nu știa de păcatul meu nemărturisit. Nu am putere să renunț și tot timpul spun că e ultima dată, dar revin din nou și nu mă mulțumesc acum doar să privesc. Nu se știe, nu știe nici măcar soția mea, care dacă i-aș spune, aș distruge-o. Nu voi spune nimănui niciodată în față problema mea, deși știu că dacă aș avea o persoană de încredere, toată situația ar înceta mâine. Voi fi prins într-o zi și pentru asta m-am și rugat. Dar atunci nu va rămâne nimic, nici soție, nici slujbă, doar pornografie și din ce în ce mai multă. Dragii mei, lucrul acesta produce o dependență mai periculoasă decât drogurile și alcoolul. În America sunt la ora actuală 15 milioane de dependenți de alcool și 25 de milioane de dependenți de pornografie. Există un proces tare interesant chimic, nu cred că avem timp să rămânem la asta, dar în momentul în care ochii privesc acele imagini murdare, neuronii transmit mesajele acelea la creier, la computer, se elimină o substanță numită dopamină, care efectiv ne inundă, lăsați slide-ul acesta puțin mai târziu, ne inundă creierul nostru. Atunci când consumi aceste imagini, privești la aceste imagini, e ca și cum efectul e cel puțin la fel ca și când ai consuma droguri. Eu de aceea cred că pornografia e un păcat împotriva trupului, chiar dacă nu atingi nimic. Pentru că umbli acolo în zona aceea și ți-o inunzi. Creierul nu-i făcut să funcționeze scăldat în dopamină. Există un studiu, chiar dacă nu e foarte recent, dar e revoluționar în privința asta, și mai ales pentru subiectul care noi îl avem, un profesor din Italia, Giacomo Rizzolatti, a descoperit în anul 1992 un lucru foarte interesant. Efectul descoperirii a luat termenul sau definiția de neuron în oglindă. Ce s-a întâmplat? În studiul care l-a făcut în laborator, pe o maimuță, bine, l-a conectat creierul prin electrozi aceia la aparate, și a urmărit reacția și activitatea creierului la maimuță. În momentul acela a intrat un student în clasă, în sala de studiu, cu o înghețată în mână. Dintr-o dată, maimuța, când vede ce se întâmplă, biofizicianul acesta vede că reacția și activitatea creierului este schimbată. Maimuța în momentul acela se comporta ca și cum ea, creierul maimuței se comporta ca și cum ea ar consuma înghețată. Ce se întâmpla în creierul maimuței era aceeași activitate care se întâmpla în creierul studentului care a intrat cu înghețată în mână. Efectul acesta, neuronul în oglindă, spune că atunci când privești la ceva, ai trăirile similare cu ceea ce se întâmplă la ce privești. Când privești ceva, ești transpus
cu creierul la ceea ce ai privit acolo. De aceea atunci când te uiți la un sport, la un meci care te ține așa conectat, reacționezi involuntar, sari în sus sau plângi uneori la o telenovelă, fără să dai seama, trăiești momentul acela. Nimeni nu spune să plângi, nimeni nu spune să sari în sus, dar involuntar creierul se comportă și conectat la situația aceea. Atunci când privești la imaginea murdare, știința a demonstrat că tu trăiești realitatea de acolo, tu ești în platoul acela, tu ești acolo. Mai mult, tot acest efect demonstrează că imaginea care ai văzut-o devine procesată de creier și apoi pusă într-un sertar, acolo stocată. Asta înseamnă că oricând imaginea creierul e pregătit să reproducă imaginea care a văzut-o. Chiar dacă nu atunci, chiar dacă nu are posibilitatea atunci. Dar pentru că a fost procesată, analizată, pusă stocată într-un sertar acolo, în memorie, informația aceea e pregătită oricând să poată fi reprodusă. De aceea e foarte important ce văd copiii noștri, indiferent de vârstă. Noi îi vedem pasiv, s-a uitat, te uiți la reacție. Nu cred că l-afectează, după cum stă, nu. Și el intră, asimilează, procesează, analizează și stochează informația ce e pregătită oricând se poate fi activată. Imaginați-vă ce au în sertare copiii noștri. Aceea ne mireu. Cum se poate? Suntem șocați, nu-mi vine să cred. Copilul lui, copilul meu a făcut așa ceva. Da, pentru că creierul era pregătit oricând găsește contextul și mediul să reproducă imaginea care a văzut-o. S-a făcut o analiză ce se întâmplă la un tânăr care vede pentru prima dată sau o singură dată imagini pornografice. În slide-ul următor veți vedea și-a pierdut interesul pentru Biblie. Ajunge odată să privește asta și s-a răcit viața de rugăciune, înădușită. Indiferență față de sufletele pierdute, indiferență față de părinți, nerecunoștință sau devine obraznic. Fuge, se izolează, își pierde capacitatea de concentrare, este robit de masturbare, este indiferent la școală și este încopleșit de îndoială. Oare mai există Dumnezeu? Dacă există, de ce m-a lăsat să cad aici? Oare mă poate Dumnezeu salva din situația asta? O singură dată e suficient ca să ajungi. În tabără am vorbit și despre efectele pornografiei, sar peste acest aspect. Creează dependență, singurătate, imoralitate, umilință, vinovăție, distruge voința, viitoarea familie, duce la moarte și multe altele. Știți ce? Un lucru interesant aici, care cred că merită menționat. Creierul, atunci când este în jurul unor persoane, se manifestă într-un fel. Când are în jur numai obiecte, se manifestă puțin diferit. A fost studii pe analizele mele. De exemplu, cum se comportă un om când e într-o sală ca aceasta sau când îl bagi într-o hală numai cu materiale de construcție, să zicem. Creierul funcționează puțin diferit. Pentru cei care consumau aceste imagini murdare, s-a constatat că în timp, atunci când sunt în prezența unor femei, se comporte ca și cum ar fi obiecte în jurul lui. Asta am subliniat și am insistat mult în tabără pe influența aceasta care o are pornografia. Nu te mai lasă să te uiți la o femeie cum te uitai înainte. Vei vedea obiecte la cor, obiecte în stânga, obiecte în dreapta, obiecte pe stradă, obiecte peste tot. Dragii mei, despre Facebook, am dorit foarte mult să menționez, să știu că foarte mulți membri din biserica noastră au Facebook. Eu nu vă spun ce să faceți cu el, să închideți sau nu. Vreau numai să spun, să vorbesc despre ce se întâmplă. E șocant. Dragii mei, creierul nostru este tot timpul stimulat de imagini. Să nu mă înțelegi greșit, n-am o problemă cu Facebook-ul, dar trebuie foarte mare atenție și grijă. Mai ales la familie, în cupluri, soț și soție. Creierul unui bărbat sau unei femei care tot timpul face așa pe imagini, este abuzat cu imagini noi. Nici nu-ți vine să crezi câte imagini poți vedea în câteva minute pe Facebook. Dacă Facebook nu ar mai avea imagini, nu ar mai avea cine ar mai avea cont pe Facebook? Că nu trebuie. Pentru imagine avem Facebook, da? Acolo în zona aceea, creierul e tentat să gândească foarte idealist. Imagine, vezi pe cineva acolo, fie soră, fie o persoană necunoscută? Și zici, imaginea ce te uiți mai atent, te uiți mai atent și ai impresia că femeia aceea e ideală.
E mai înțelegătoare decât soția ta? E mai răbdătoare decât soția ta? E mai frumoasă decât soția ta? Și se realizează o conexiune, o chimie cu imaginea aceea. Mergi mai departe, după iar te întorci la profilul acela, pentru că imaginea aceea a produs puțină dopamină. Și știți cum e în creierul lumea asta noastră? Dragii mei, atât de mult m-a interesat domeniul acesta, pentru că se întâmplă ceva ce noi nu știm, nu vorbim și nu vedem. Dar există acolo, între circuitele acelea electrice care au loc în creierul nostru, atâtea lucruri interesante lăsate de Dumnezeu. Și noi ne-l distrugem, procesul acesta normal de funcționare a creierului, prin ceea ce facem noi. Comportamentul unui copil sau unui tată, prima dată când face un lucru, se creează ca și o potecă, dacă vreți, într-o pădure care n-a mai umblat nimeni. Când mai face încă o dată lucrul acela, e ca și când mai merge încă o dată, drumul acela, poteca aceea devine un drum deja mai lat, mai bătătorit. Mai face de mai multe ori lucrul acela, devine ca o stradă, ca un drum. Dacă îl mai tot faci, tot mai faci, la un moment dat va fi asfaltat și devine autoband. Și tot timpul creierul are tendința să folosească lucrurile mai larg, să meargă pe unde a mai fost odată. Pentru că acolo a găsit plăcere, acolo a primit. Și dacă o poză trezește un mic așa, un stimul, vei mai reveni la poza aceea, îți garantez de asta. O poză necunoscută sau cunoscută a unui bărbat sau unei femei, ai să mai vrei să mai te uiți odată. Că a produs ceva acolo și creierul transmite, mai mă duc pe calea, pe poteca aia că mi-a produs ceva. Și tot timpul el are nevoie să fie susținut cu stimul cât mai intens. Și te uiți la femeia aceea într-un mod idealist și se pare că e mai potrivită decât soția. Nu, ți parcă ți-e și jenă să te gândești, nu, gândurile acestea să nu există în mine, așa mai departe. Vreau să spun că Facebook a ajuns, dragii mei, cea mai ușoară modalitate de a comite adulter. Se filtrează cel mai ușor pe Facebook. Nu știe soția, nu știe soțul, nu știe biserica, nu știe nimic, tu te-ai uitat, ai gândit, mergi mai departe, parcă e un sentiment așa nevinovat la prima... Și ajuns să-ți înșelși soția cu soția lângă tine. A ajuns să-ți înșelși soțul cu soțul lângă tine. Astea prin media și social media. Dragii mei, legat de Facebook, spunea cineva, cred că aici în biserică, ar trebui să ajungem încât fiecare să aibă libertatea să-i se afișeze contul pe videoproiector. Putem gândi așa, că ce am eu pe contul meu se poate afișa pe videoproiector. Putem spune asta? Suntem de acord? Vacanțele mele, pozele mele din vacanță. Uitați-vă, fraților, am fost în Spania. So what? Uitați poze de acolo. Ar trebui să fie greu să vă arăt poze din Spania. Dar sunt situații în care ți jenă să te uiți la situația și apoi să le mai pui sus. Eu vreau să spun un lucru. Atunci când postăm poze pe media, trebuie să le facem spre slava Domnului. E citatul cu care am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, asta nu-i una și ce trăim noi să fie alta. Asta trebuie să fie la fel. Deci dacă noi spunem că tot ce facem, facem spre slava Domnului, înseamnă că poza aceea care o aleg este o poză pentru soțul meu și este o poză depus pe public. Sunt două diferite, nu le încurcați, sunt două poze diferite. Una e pentru soțul meu și una e pentru spațiu public. Alta e pentru soția mea și alta e pentru spațiu public. Când eu pun acolo imaginea acela, oare mă gândesc la asta, o fac asta pentru slava Domnului? Mă rog așa să gândim de acum înainte, să fie filtrul acesta, fac asta, dau like-ul acesta. Știți ce e interesant? Noi nu punem materiale murdare, dar dăm like-uri la glume proaste sau video indecente, dăm like. Ca și cum nu suntem așa de vinovați. A da like înseamnă a-ți asuma, a fi de acord și dacă aș putea și eu aș da, asta înseamnă like. Îmi place. Sunt rețele acum care se gândesc să introducă butonul super like. Să-ți transmită mai mult decât atât. Adică, auzi, eu nu numai like, eu super like. Și de aici, așa de ușor se ajunge la filtrare. Dar de ce nu mi-a dat like și mi-a dat super like? Sunt situații în care se trimit mesaje și cred că sunt icoanele acelea emotions, mai cum smile și zici, Doamne, dar
e mesajul și de ce mai icona e acolo? Ce vrea să spună? Atât de subtilă alunecarea asta și gândirea în comunicarea dintre noi. Să fim foarte atenți, dragii mei. Cred că e momentul această zi să luăm o trăire nouă înaintea Domnului. Și asta sincer pentru binele nostru și a bisericii și a viitorul familiilor noastre. Aș vrea să vă pun trei întrebări pentru bărbați în mod special, pentru că este ziua de luat hotărâri noi. N-am nicio treabă și nu vreau să insist pe asta. Ce-mi doresc e ca de la mesajul acesta încolo să fim mai responsabil și Dumnezeu să lucreze în zona aceasta la noi, în special la bărbați și la femei, la părinți, că mesajul nu e pentru copii. Am trei întrebări care le pun din partea Domnului pentru voi, pentru noi. Prima, cât timp intenționezi să mai trăiești în necurăție? A doua, cât timp mai trebuie să aștepte familia ta? 3. Cât timp va trebui să mai treacă până să-L privești în ochi pe Dumnezeu? Îți place curăția sexuală? Ți-ar place să trăiești, să fii curat? Ca lacrima înaintea Domnului. Să poți spune, Doamne, lucrurile acelea sunt valabile astăzi, dar nu sunt pentru mine. Așa mă bucur și îți mulțumesc că mă pot ține în picioare și am ochii curați înaintea ta, am un legământ înaintea ta și mă păstrez curat. Ești mulțumit de ce oferi lui Dumnezeu și o familiei tale, ca preot, ca tată, în casă. Dacă ar putea soția să-ți citească gândurile tale. Și acum, din partea soției, sunt reprezentantul lor în aceste trei întrebări. Dragi bărbați, vă întreabă soțiile dumneavoastră, cât timp mai ai de gând să stai în această stare de necurăție? Întrebarea a doua din partea soției tale. Cât timp ai de gând să mă jefuiești intim? A treia întrebare din partea soției. Cât timp ai de gând să te prefaci că ești una cu mine? Dragii mei, dependența de lucrurile acestea murdare nu e o chestie ușoară, e mai greu să te lași ca de fumat și de alcool și de droguri. Crează dependență, se spune că după 2-3 săptămâni de consum devii dependent. La droguri nu e așa de periculos. Dragii mei, în această dimineață, dragi bărbați, dragile mele surori, puteți deveni oameni liberi. În această dimineață Dumnezeu vă poate aduce eliberare. Păcatul acesta să fie historie de domeniul trecutului și ziua de astăzi să fie notată în calendar, o zi de biruință în viața voastră. Dragii mei, diavolul încă vrea să ne mai amăgească, cu toate că ne-a amăgit destul ca bărbați. El știe că libertatea deja e câștigată, dar vrea să ne ducă cu gândul că nu putem avea... că nu putem scăpa despre asta și creează confuzia aceasta. Vrea să ne convingă că suntem păcătoși, suntem o victimă a mediului în care ne... Și noi dacă suntem aici, suntem pentru că așa e ca bărbat greu astăzi. Vrea să te facă să crezi că e normal așa? Dar acum vreau să spun ceva sincer, poate ca parte de soluție. Secretul nu e să te lupți cu pornografia. Secretul e să îți schimbi poziția față de păcat. Am spus într-un mesaj, noi păcătuim pentru că privim diferit păcatul de cum îl vede Dumnezeu. Soluția e să privești păcatul diferit. O relație nouă cu Dumnezeu înseamnă o relație nouă cu păcatul. Dragii mei, când cineva are o problemă cu pornografia în familie, nu e problemă de relații cu soția în primul rând, și o problemă cu Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să chem bărbații la o reabilitare a relației noastre cu Dumnezeu. Victorie nu înseamnă să numeri zilele în care te-ai abținut sau ai stat în picioare. Și apoi iară frică ca luneci și din nou cal și oare dacă acum mă decis și iau hotărâri noi, poate mâine iară cad. Victorie nu înseamnă asta. Victorie înseamnă Coloseni 3:3, să-ți ascunzi viața ta în Hristos. Când vine ispita, să o trateze Dumnezeu. Când vine ispita, să biruiești în numele Lui, să spui, eu nu mai trăiesc, trăiește Hristos în mine. Asta înseamnă biruință din partea lui Dumnezeu. Victoria începe de astăzi dacă vom urâ ce am iubit până acum.
Victoria va începe dacă nu ne vom mai găsi plăcere, dacă vom avea putere să spunem nu, dacă ne vom avea mai multă pasiune și ne vom găsi plăcerea în voia lui Dumnezeu, ne vom îndrăgosti mai mult de El. Dragii mei, nu vreau în biserica aceasta aici să devenim un club al actorilor. Să creăm impresia că în biserica asta n-are nimeni problema asta și că mesajul acesta a fost chiar o pierdere de vreme și nu s-a adresat nimănui decât celor de pe internet. Nu vreau să devenim un club al actorilor, al fariseilor. Problema aceasta există și trebuie tratată în sinceritate înainte lui Dumnezeu. Derek Prince spunea într-o carte că trezirea într-o zonă a început din momentul în care un soț s-a mărturisit soției. În momentul acela a început trezirea în biserică. Ne rugăm pentru trezire, postim, ne tot încurcăm în programe și în viziuni și eu cred că nu va fi propășire dacă oamenii nu se pocăiesc înainte lui Dumnezeu într-un mod sincer. Vă veniți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Vreau grupul să vină în față. Las libertatea, datoria mea a fost să prezint acest adevăr, pericol, potențial pericol și decizia aparține fiecărui bărbat sau fiecărui femeie, fiecărui cap de familie, ceea ce vrea să facă cu familia lui, cu viața lui. Nu-i problema noastră asta. Noi trebuie să prezentăm adevărul și ei să decidă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar cred că e important ziua de astăzi să nu treacă fără o decizie. Abraham Lincoln a ajuns președinte, la un moment dat un prieten îl îmbie cu un pahar de alcool și spune, nu vreau. Și după un timp vine din nou la el și spune, ia o țigară și spune, nu vreau. Și spune, ce s-a întâmplat? De ce? Și a spus, când am avut vârstă de 9 ani, mama mea înainte de a muri mi-a cerut să-i promit că nu voi atinge alcoolul și țigara. Și acum a ajuns președinte, spunea Lincoln, vrei să mă încalc această juruință, această promisiune? Și omul acesta care l-a îmbiat și pe el a spus, probabil dacă aveam și eu o mamă sau cineva să-mi ceară acest angajament, probabil nici eu nu ajungeam aici. Dragul meu, în timpul acestei cântări vreau să te chem aici în față lângă mine și să ne plecăm amândoi pe mochetă, să plângem împreună, să ne rugăm împreună și Dumnezeu să înceapă trezire în familie noastră și în biserică. Dacă nu ai curajul să faci, te rog în modul cel mai sincer înainte Domnului, lasă slujirea, lasă darul deoparte. Spune unui slujitor că pentru o perioadă vrei să te retragi până îți rezolvi această problemă. Dar nu poți rămâne în slujire aducând darul lui Dumnezeu cu mâinile murdare. Înțelege asta din partea Domnului. Noi te iubim și te vrem cu noi în echipă. Oricine ai fi, orice slujire avea. Dar Dumnezeu îți cere în momentul acesta să recunoști. Prea de multe ori ai spus, da, de azi iau o decizie nouă în inima mea, Domnul știe, Doamne ajută-mă, ajută-mă. Cred că e momentul la o decizie publică. Știu că ce îți cer, nici nu te gândești vreodată că ai să poți să faci asta, dar eu cred că biruința poate începe din dimineața aceasta. Dacă nu ai această putere, gândește că slujirea ta nu mai poate continua așa și fă-o asta responsabil înaintea Domnului. Noi vom putea avea impresie despre tine că ești om moral, că ești un om cu impact în biserică, dar s-ar putea să ai problema asta. Dacă o ai, dacă trăiești în păcatul acesta, vină în față și mărturisește înaintea Domnului. Nu-ți cer să spui care e problema ta, dar să fie această decizie curată, sinceră și radicală înaintea Domnului. Că pe mine mor, dar nu privesc sau nu ating sau nu fac asta. Vine ca un gest de recunoștință și mărturisire înaintea Domnului. Iar dacă nu poți face asta, te rog gândește dacă mai poți sluji sau nu în cor, la ordine, la media, la învățător, oriunde ar fi slujirea ta. Te rog gândește bine la asta. Vreau în timpul acestei cântări fără a insista, pentru că cred că aici fiecare este preot în casa lui, păstor în casa lui, decide pentru el și familia lui. Poate familia, soția a simțit ceva că nu e ok și să fie momentul acestei sărbătoare în care soțul se întoarce în primul rând înainte lui Dumnezeu. Poate sunt aici unii obosiți deja să tot ascundă păcatul acesta și au consumat energia în a-l ascunde, nu a-l scăpa de el. Vreau să cântăm, suntem obosiți de acest păcat, Doamne, de păcate. Vin la cruce pentru că aici mai găsesc har. Trimite-ne, Doamne, har. Aș vrea în timpul cântării să stăm cu ochii închiși. Și dacă sunt oameni care au nevoie de sprijinul nostru în rugăciune și mai mult decât atât, gestul lor să fie unul radical. Și prin gestul acesta să spună, da, vin înainte lui Hristos pentru că am nevoie de har și de îndurare, am nevoie de o reabilitare în viață, am nevoie de angajamente noi. Nu cred că e momentul în care să ținem la imagine, ci mai mult la cugetul nostru înainte lui Dumnezeu.
Eu iubesc sinceritatea, cred că Dumnezeu iubește mai mult decât mine. Și aceștia sunt oameni valoroși care atunci când păcătuiesc se pleacă, își recunosc păcatul și se ridică și merg mai departe. Nu trăiesc în ipocrizie și în viață dublă. Fie momentul acesta un moment de eliberare pentru biserică, pentru familia noastră și pentru biruința numele Lui. Haideți să cântăm împreună. Și în timpul acesta vă aștept lângă mine. Dacă nu-i nimeni, o iau ca și o provocare care am făcut-o înaintea Domnului și am cugetul înaintea Domnului curat. Că v-am lăsat această posibilitate să vă întoarceți înaintea Domnului în sinceritate și Dumnezeu să lucreze. Amin.